N-au nici măcar un birou pe care să scrie. Trei fete din Arad își fac temele zi de zi pe două cutii care țin loc de scaune. Mama le-a lăsat pe drumuri după ce a fugit în lume cu iubitul, cu tot cu alocațiile copilelor. Singura care se mai îngrijește acum de aceste suflete este bunica Iuliana, dar și fratele mai mare care muncește cu ziua. Trăiesc la limita sărăciei cu 400 de lei pe lună. Lăcrămioara, Alexandra și Liliana locuiesc împreună cu fratele mai mare, dar și cu bunica, într-o singură cameră. N-au un birou pe care să își scrie temele, dar asta nu le-a împiedicat niciodată să învețe. Bunica a improvizat un birou dintr-un scaun vechi și două cutii pe care fetele stau atunci când trebuie să scrie. Cum faceți voi de obicei? Cum scrii, Lăcrămioara? Cum scrii? Cum te pune bunica să scrii? Nu mai e greu așa să stați la... Le doare spatele. Tatăl le-a părăsit prea devreme. După moartea soțului, mama celor trei surori s-a recăsătorit și le-a abandonat într-un șantier. Doar o minune a făcut ca bunica fetelor să le găsească la timp și să le ducă acasă. Să plecă ei până. Ei au dormit pe afară, copii, pe nailonuri. Unde le-am adus? Nu. Și-au fost foarte chinuiți, copii ăștia scăliți. Aici ai lux pentru ei. Din ce hal am adus eu copilașii? Cele trei fete de 7, 11 și 14 ani dorm cu bunica într-un pat improvizat. Uitați, așa ne culc în drag. Uitați. Na, copilul dorme aici, eu acolo aici într-un perină. Tata zdrobită. Copilele au uitat să se joace pentru că viața le-a pus la încercare de prea multe ori. Și în timp ce alții nu mai contenesc să umple șifoniere întregi cu haine moderne, fetele au doar câte o pereche de pantofi și câte o bluză fiecare. Cu toate astea, nu cer mult de la viață. Mi-a zis să fim toți bine și să stăm împreună liniștiți să ne duce cadouri moșul. Și totuși ceva, nu ți-ai dori așa în mod special? Nu te-ai gândit că ai vrea ceva? Să citesc. Ce să citești? Carte, să scriu din carte, să citesc bine. Eu mi-aș dori să fiu fericit, să învăț bine la școală și să fie bunica cu noi, să nu ne părăsească. Ce crezi că le-ar plăcea lor să primească? Nu știu, ceva haine, păpuși, dulap, să avem unde să ne băgăm hainele. În prag de sărbători, cele trei fete speră că oameni cu suflet mare vor îmbrăca haina moșului și pentru ele. Dacă vreți să le ajutați, scrieți-ne pe adresa de e-mail focus@primatv.ro.